aproape 280.000 de euro. Aceasta este suma pe care trebuie să o achite Republica Moldova pentru condamnările la CEDO în anul 2016. Asociația Obștească Juriștii pentru Drepturile Omului face publică în fiecare an lista persoanelor responsabile de condamnarea țării noastre la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În lista neagră figurează peste 90 de judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală, magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, dar și mai mulți funcționari care anul trecut au respins sau au luat decizii în defavoarea statului. În cele mai multe cazuri, Moldova a fost condamnată pentru maltratarea deținuților în locurile de detenție, condițiile inumane din penitenciare, protecția proprietății și dreptul echitabil la un proces de judecată. Suma despăgubirilor se ridică între 1.000 și 29.000 de euro, în funcție de dosar și gravitatea acestuia. În anul 2015, Moldova a pierdut la CEDO 19 dosare în sumă totală de peste 171.000 de euro.